Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. În această prima parte a emisiunii discutăm despre ultimele evenimente politice. Astăzi, socialiștii, prin gura lui Igor Dodon, dar și a lui Corneliu Furculiță, a invitat președinta Republicii, dar și fracțiunea PAS, la discuții pentru a ieși din criza politică. Asta se întâmplă în ajun ca mâine Curtea Constituțională să dea prima sa decizie legată de scandalul provocat la sfârșitul săptămânii trecute de majoritatea parlamentară, să decidă dacă a fost sau nu constituțională decizia prin care s-a anulat numirea în funcție de judecător a Curții Constituționale a doamnei Dumnica Manole. Iar poi mâine Curtea Constituțională urmează să decidă dacă a fost constituțională starea de urgență. Invitații din această parte a emisiunii sunt doamna Oazu Nantoi, domnul Oazu Nantoi, deputat PAS, bună seara. Bună seara. Domnul Ștefan Gligor, președintele Partidului Schimbării, bună seara, extraparlamentar. Bună seara. Și cu noi în legătură prin Skype va fi Dionisie Cenușă, comentator politic. Așteptăm conectarea dumnealui. Spuneam la început că astăzi socialiștii, surprinzător, după aparent războiul, securea războiului ridicată la sfârșitul săptămânii trecute, au venit cu gând de împăcare, cu sol de împăcare, invitând fracțiunea PAS și președinta Maia Sandu la discuții. Am înțeles noi greșit sau PAS a refuzat deja această invitație? Dacă vă uitați la mine, trebuie să fim în măști? E de dorit. Ok, bun. Igor Dodon e cel mai consecvent politician din Republica Moldova. De fiecare dată când deschide gură, spune câte o minciună. E ce consecvență? Da. Este primul moment, precizare. A doilea moment. Care consultări? Asta ține de competență exclusivă a președintelui țării din momentul când Curtea Constituțională la 15 aprilie a constatat întrunirea condițiilor pentru dizolvarea Parlamentului și rămâne de văzut, fără ca să exercităm presiuni, nu de doamne, Curtea Constituțională cum se va pronunța asupra legitimității stării excepționale. Atât. Asta nu ține de consultări. Asta e competența exclusivă a președintelui țării. Iar când eu am spus că Igor Dodon este cel mai consecvent politician, deci acest individ, acest personaj, deci cu succes trage la fund Partidul Socialiștilor și după ceea ce a fost în ziua de 8 iunie 2019, el de atâtea ori a demonstrat că este un trădător din vocație, încât care este rostul să așteze la masa de negocieri cu Igor Dodon. Adică vreau să nu credeți că într-adevăr vor o discuție acum? Nu, absolut, absolut. De ce ar invita la discuții? Nu, păi asta ține de fățărnicie lor politică, deoarece, haideți să ne aducem aminte, că în ziua de 23 decembrie anului trecut, domnul Ion Chicu a demisionat din funcția de prim-ministru, deschizând calea spre alegerile anticipate. Da. Haideți să ne aducem aminte de declarațiile lui Igor Dodon la 30 ianuarie 2020, după ce s-a reînscaunat în fotoliul de președinte a PSRM, unde a spus că trebuie să mergem spre alegerile anticipate. Și uitați-vă ce mizerie urmează după aceasta. Deci când, pentru a se menține la putere, această coaliție criminală, scuzați-mă, de apreciere pur politică, deci face totul pentru a nu admite, pentru a prelungi agonia politică acestui parlament, care numai nu este reprezentativ în sensul Constituției. Deci dumneavoastră credeți că invitația la dialog a fost pentru a mai trage de timp? Nu, asta face parte din bluful politic. Asta nu e invitație la dialog. Ei singuri sunt absolut conștienți că dialogul cu ei n-are sens. Alta este că aici vreau să trag o linie și domnul Gligor cred că o să preia inițiativă să nu se plictisească. Deci faptul că eu am declarat ceea ce am declarat, eu constat cu regret că procesul politic în Republica Moldova a degradat până într-asemenea măsură încât lucrurile elementare la noi trebuie să încep de la zero. Și anume, iată să admitem, nu că să admitem, dar vor avea loc alegeri parlamentare. Și deja noi suntem iscodiți, dar cu cine veți face, nu știu ce. Cu nimeni noi nu vom face, dar alta este că într-o societate normală, în care au loc alegeri cât de cât libere și corecte, noțiunea de dialog este în capul mesei.
Evident. Dar, prin urmare, eu nițel am anticipat. Da. Dar, pentru dialog trebuie un pic de încredere, nu? Da, ca să nu fiu înțeles greșit în sensul celălalt că niciodată în vecii vecilor. Nu, după alegeri va trebui să începem de la zero. Dialog în sens cu socialiștii? Dialogul cu cei care se vor bucura de încrederea poporului Republicii. Aici o să revenim un pic mai târziu. Cu excepția Partidului Șor, dacă va trece în Parlament. Am înțeles. Domnul Gligor, această invitație la dialog a socialiștilor, e un fel de a drege busuiocu, e o dorință în sfârșit, hai să înțelegem că nu sunt în poziția bună și hai să îndreptăm și să căutăm o soluție, sau cum să interpretăm această invitație care a venit azi de la socialiști? Eu cred că această invitație este anticiparea evenimentelor care vor urma mâine și poimâine. Adică ei deja știu ce va urma. Eu cred că pot intui și bănui că va urma dizolvarea Parlamentului și de asta vineri a fost declanșat un atac împotriva Curții Constituționale pentru a submina cumva pozițiile președintelui Republicii Moldova și pozițiile PAS, dar în primul rând a președintelui, prin tentativa de a-i impune într-un fel să discute în eventuala speranță să amâne data alegerilor parlamentare anticipate. Deci acest atac împotriva Curții Constituționale, prin care s-a încercat revocarea din funcție, dacă vreți, revocarea nu este un termen juridic corect în contextul dat, dar să-l folosim pentru simplitate. Da, anularea parțială a hotărârii prin care domnica Manole a fost numită în funcție, în vederea numirii unui alt judecător. Și asta este atac direct împotriva Curții Constituționale și regimului constituțional. Prin acest atac, și eu sunt sigur că vor urma și alte epizoade. Interesant. Ce fel de epizoade? Ei încearcă să, într-un fel, să o invite în maniera asta pe președinta Maia Sandu la o discuție, o negociere. De ce? Pentru că alegerile parlamentare anticipate, atât faptul dizolvării, cât și data alegerilor sunt stabilite prin același decret. Dacă pe data de 28, miercuri, poimâine, Curtea Constituțională va ridica starea de urgență, adică o va declara neconstituțională, președintele Republicii Moldova va putea emite un decret prin care să dea o lovitură dublă, să dizolve Parlamentul, să stabilească data alegerilor parlamentare anticipate. Socialiștii, la ratingurile pe care le au acum, chiar dacă se străduie să compenseze prin PR, tot fel de PR politic, pe viața și sănătatea oamenilor, plus proiecte satelite ca Partidul Șor și altele, încearcă totuși să o scoată pe președinta Republicii Moldova la o negociere în vederea stabilirii sau negocierii unei date mai târzii alegerilor parlamentare. Eu înțeleg că diferența... Este importantă această diferență de o lună. Două luni. Ea poate fi și mai mare. Ei vorbesc despre o lună. Ei sunt gata să meargă la alegeri anticipate la sfârșit de august, început de septembrie. În cazul în care Parlamentul, să zicem, este până la sfârșitul acestei săptămâni dizolvat, alegerile pot avea loc, în cel mai bun caz, la început de iulie. Corect? Deci e vorba de o lună, pentru o lună atâta bătălie. De ce așa contează luna asta? O mică precizare. Atunci când noi am văzut acțiunile evident anticonstituționale acestei coaliții Dodon-Șor în Parlament, care atacau Curtea Constituțională și respectiv puneau la îndoială decizia Curții Constituționale din 15 aprilie, eu am spus-o, zic, dacă Partidul Socialiștilor este atât de principial și consecvent, n-au decât să nu participe la alegeri. Dacă nu sunt de acord cu constatarea, cu întrunirea condițiilor pentru dizolvarea Parlamentului și eventual, eu nu anticipez ce va fi la 28 aprilie. Să vedem. Atât. Eu fac parte dintre aceia care, să spunem așa, nu consider că deciziile Curții Constituționale trebuie neapărat să-mi placă și mie. Eu, de exemplu, dacă nu greșesc, undeva pe la 10 februarie, m-am adresat cu o opinie separată, pur privată, la Curtea Constituțională, încercând să aduc o logică oarecare, niște argumente care să
repară nițel acele speculații infinite care s-au făcut în jurul competențelor președintelui în ceea ce privește consultarea fracțiunilor și desemnarea candidaților. În opinia mea personală, s-a ajuns mult prea departe cu așa zisele interpretări din 29 decembrie 2015, dacă țineți minte când... Țin minte. Da, da, da. Domnul Grigore, dumneavoastră spuneați despre faptul că mai urmează surprize. Ce fel de surprize? Și în condițiile în care Curtea Constituțională, admitem că miercuri se expune asupra încetării stării de urgență, pentru că ajunge, e clar că... Și constată ilegalitatea procedurii. Da, exact. Pot veni, ce fel de surprize pot veni socialiștii atunci? Astăzi, apropo, am ascultat un interviu pe care l-a acordat domnul Furculiță, Radio Europa Liberă, dumnealui, exact același lucru. Fiți atenți că dacă nu vă așezați cu noi la masa de discuții, o să urmeze și nu o să vă placă ce o să urmeze. Ce poate să urmeze? De fapt, ei au spus pe față ce o să urmeze, doar trebuie să fim atenți, să știm să citim ceea ce au spus. Zăși Dodon a declarat că nu trebuie să uităm de faptul că nu sunt bani, unu, și banii trebuie identificați, iar banii pot fi identificați numai în urma unor acțiuni a Ministerului Finanțelor și a Guvernului, iar Partidul Socialiștilor și Partidul Ușor sunt acei care controlează acest guvern și, evident, fracțiunea subordonată lui Partidului. Dar eu l-am lăsat de înțeles că doar dacă se va înțelege cu ei, vor fi identificați exact. Banii. Exact. Și asta este instrumentul lor de șantaj. Și doi, vine din urmă, inclusiv Dodon a făcut referire la asta, în iunie expiră mandatul membrilor CEC. Nu precum ca unor, cum a spus el, de fapt expiră mandatul, în iunie expiră mandatul tuturor membrilor. Dar ele pot fi prelungite de drept până la... Ele sunt prelungite de drept din momentul intrării în faza electorală. Așa spune codul electoral. Păi dacă e semnat decretul, nu este automat intrat? Asta și este esența evenimentelor de vineri. Acest atac împotriva Curții Constituționale a avut drept scop urgentarea procesului și crearea unui instrument de presiune și șantaj asupra președinției pentru a scoate la capăt o negociere cu privire la termenii alegerilor parlamentare anticipate, în sens de dată și în sens de rezolvarea problemelor de logistică electorală. Și pentru asta s-a făcut toată această, mă scuzați, porcărie la care a reacționat. Eu altă explicație nu găsesc, pentru că socialiștii, la cât sunt ei de cum sunt, nu sunt chiar atât de, nu știu, căzuți din pod, dacă vreți să mă iertați pentru așa un lexic. Ei erau conștienți de faptul că nu poți, dacă citești codul jurisdicției constituționale, îți dai seama de niște lucruri, sunt niște instrumente. Și suspendarea a avut loc chiar vineri seara, da? Am stat până târziu și imediat a apărut, deja după ce am plecat la scurt timp, a apărut acea știre prin care președintele primar a curții a suspendat, iar astăzi suspendarea a fost confirmată. Dar nu și decizia, deci deocamdată urmează mâine să se decide. Urmează mâine la orele 9, dar eu vă asigur că inamovabilitatea funcției de judecător al Curtea Constituțională nu se discută. Nu poți să, dacă a dat judecătorul două hotărâri care nu-ți plac, tu având majoritate parlamentară, pe ăla care îl place să-l lași, dar pe ăla care nu-l place să ieși să-l scoți din componență. Atunci orice pierde sens, orice instanță își pierde sens. Deci, situația, asta este inadmisibil. Situația arată în mod următor. Igor Dodon, Partidul Socialiștilor, Coaliția Dodon-Șor au demonstrat că ei sunt gata să lovească în instituțiile statului, da? Ușurință, de dragul atingerii unor scopuri politice imediate. Ei, aduceți-vă aminte cum și ce au votat ei la începutul lunii decembrie anului trecut. Aproape când... tot după asta suspendat sau declarat neconstituțional. Dar era lucruri evidente. Ei loveau în stabilitatea sistemului financiar, ei au lovit în sistemul de pensionare a Republicii Moldova. Ei au făcut totul pentru ca să fie rupte relațiile cu donatorii și partenerii externi. Cu alte cuvinte, ei au lovit în tot ce ține de interesele cetățenilor Republicii Moldova numai de dragul unor scopuri politice imediate. Același lucru se întâmplă cu acest atac și la adresa Curții Constituționale. Eu vreau să spun următorul lucru, că părerea mea personală. Noi, societatea, Republica Moldova, trecem printr-un proces extrem de dificil de rupere de trecutul de stat captiv.
Acea declarație din 8 iunie 2019 a rămas o declarație politică și el n-a avut niște consecințe și nici nu putea să aibă loc. Pentru că n-a avut nimeni curaj să o aplice, nu? Nu, dați-mi voie să vă spun că, deci, una este curajul în limitele Constituției și a cadrului juridic, dar aduceți-vă aminte cum timp de o lună de zile noi toți am dansat în jurul procurorului general Hărunjan, demisionează, te rog, ai obraz, te rog. Dat fiind faptul că la noi instituțiile, unele instituții sunt protejate de cadrul juridic european. Și nu, nu dați-mi voie. Domnul Nantoi, dacă ar fi înțeles foarte clar semnalul că... Cine? Semnalul venit de la politic, de la majoritatea parlamentară, că ori plecați, ori se întâmplă ce? Grav cu voi, ce ar fi plecat. Ce se întâmplă grav cu noi? Ar fi situație, plecat. Arătați-mi, vă rog, ceva grav cu... Dar credeți că a fost convingătoare acea declarație ca să nu, plece? Păi o alianță în care făcea, în care Dodon, pe, cum să zicem, în cabinetul de alături a purta deja discuții cu cei din Partidul Democrat. Să fim corecți. Guvernul Maia Sandu a fost desemnat în ziua de 8 iunie, dar deja în ziua de 9 iulie, domnul Ion Chico a fost desemnat consilier pentru probleme economice la domnul Dodon și a început să facă gav-gav la adresa guvernului Sandu. Și ce fel de mesaj ajunge la procuratură? Și ce soluție revoluționare ați vreți să, de la acea coaliție nefericită care era bazată, nu, a fost impusă de Putin? Înțeleg, da, a fost prin urmare, impusă. Prin, dați-mi voie să termin gândul. Sper că nu v-a impus Putin. Sper că nu v-a impus Putin să faceți alianță. Nu, Dodon a fost impus. Aha. Ca să fie clar. Și noi acum trecem printr-un proces unde pas cu pas trebuie să reclădim încrederea față de instituțiile statului. Aduceți-vă aminte de acele decizii a Curții Constituționale care, într-o manieră absolut rușinoasă, la 15 iunie 2019, ei s-au convocat, le-au anulat și au demisionat. Dar noi suntem deja în procesul de reclădire a încrederii? Pentru că eu am impresia că noi suntem în etapa în care pierdem încrederea rămas. Igor Dodon și Șor lovesc în instituțiile statului. Și iată, Curtea Constituțională a adoptat niște decizii care nu le plac. Prin urmare, lovim în Curtea Constituțională. Eu nu consider că undeva pe globul pământesc există vreo curte constituțională, neconstituțională, compusă din îngeri. Dar, ok, noi trebuie să mergem în direcția aceea când instituțiile statului trebuie să-și facă datorie. Și Procuratura Generală, și Justiția, vă rog, nu zâmbiți ironic. Eu nu zâmbesc, dumneavoastră nu vedeți față. Da. Da. Și Curtea Constituțională. Și Igor Dodon lovește în stat. Asta este cel mai grav. Persoana. Lovește pentru că știe că nu va purta nicio răspundere. Cum spuneau anticii, festina lente. Să ne grăbim încet. Eu am depus, de exemplu, la Procuratura Generală o sesizare, prin care am rugat ca activitatea fostului președinte să fie examinată sub aspectul trădării de patrie, articolul 337. Activitatea anterioară sau acum? Anterioară, da, că el deținea. Deocamdată, Curtea Constituțională mi-a dat mie un răspuns clar că nu a fost entuziasmată, dar niște juriști s-au uitat și au spus, domnul Antoi, nu fiți atât de categoric, că aici este încă o ferestruică pentru viitor. Uh-huh. Eu nu consider că sensul vieții mele este să-l văd pe Igor Dodon la pușcărie. Dar dacă vrem să avem stat, cândva cineva trebuie să ajungă la pușcărie, nu numai pentru furt, dar și pentru atacuri la adresa instituțiilor statului. Da, domnul Gligor, asta de altfel era întrebarea pe care mi-o adresam eu vineri că mă uitam la ceea ce se întâmplă. Iată de ce atât de ușor Parlamentul sau o majoritate își permite să adopte niște decizii care a priori nu au sens. Nu poți să demiți pe cei pe care nu ai dreptul să demiți. Deci ca și când ai demite luna de pe cer, deci nu ai cum să o demiți. De ce își permit să facă asta unii deputați? Pentru că înțeleg că nu vor purta răspundere, pentru că în Moldova nimeni niciodată nu poartă răspundere pentru că forțează legea. Pentru că în 30 de ani nu a purtat nimeni răspunderea, decât pentru niște dosare care au fost fabricate în direcții greșite și nu au fost puși la închisoare prin miniștri care pentru cei ce au făcut, dar pentru cei ce n-au făcut sau au fost interpretat ironat. Dar asta este un alt subiect. Ei atacă, eu am explicat de ce atacă. Ei atacă exact pentru că au nevoie de o negociere. Și dacă negocierea nu va avea loc, ei vor contraataca mai departe, după miercuri, joi, cu alte instrumente. Instrumentele astea eu le-am explicat. Asta este bugetul. Noi avem nevoie de bani ca să facem alegeri în fondul de rezervă. Nu sunt bani suficienți
Și parvin tot noi alte inițiative noi, cum să utilizăm acei bani în alte scopuri de urgență. Acolo erau peste 90 de milioane de lei, iar pentru alegeri e nevoie de la 120 la 160 de milioane de lei. Respectiv, acești bani trebuie identificați și alocați. Ministerul Finanțelor și prim-ministrul interimar pot identifica acești bani printr-un anumit mecanism pe care noi îl cunoaștem, cel puțin echipa noastră îl cunoaște. Sunt sigur că și ei sunt conștienti de acel mecanism, dar asta nu este interesul lor și asta va fi instrumentul de șantaj. Nu este interesul lor a guvernului? Nu este interesul Partidului Socialiștilor, al lui Șor și al lui Plahotniu. Dar adică da, guvernul, dacă poate face asta, poate să-și asume să meargă peste interesul socialiștilor? Cum să-și asume dacă acest guvern este o exponentă a actualei coaliții majoritare? Cel puțin prim-ministru interimar nu pare a fi chiar atât de... Dacă pe domnul prim-ministru primar nu că părea sau nu, știți, aparențele înșală, dacă dumnealui nu era, nu aveam azi o stare de urgență absolut aberantă. Că tot ce s-a întâmplat în starea asta de urgență a însemnat fix nimic. Toate aceste măsuri, pretinse măsuri, jumate din care sunt absolut derutate și irelevante, puteau fi adoptate, nu jumate, toate puteau fi adoptate de Comisia Extraordinară în Sănătate Publică. Și dacă domnul Ciocău era independent și nu era subordonat voinții lui Dodon și altor și partenerilor săi de coaliție, cred că purta o altă linie, cel puțin era... Poate a înțeles mai târziu în ce este implicat, ori a criticat și mult mai cumva condițiile vertical. Acestei stări de urgență. Nu știu, astea sunt subiecte secundare. Ei cu certitudine vor contraataca și vor căuta, ei să înțelegem corect. Ce s-a întâmplat vineri indică asupra faptului că nu mai există linii roșii. Pentru ei nu contează. Ei erau conștienți de ilegalitatea, neconstituționalitatea atacului. Pentru ei era important să-l exercite, să arate că ei vor merge până la urmă. Și aici noi, ca societate, și eu un pic nu sunt de acord cu unii actori politici care au poziționat protestul de la Curtea Constituțională ca unul politic, apărarea... Noi avem foarte puține instituții în Republica Moldova care nu sunt uzurpate. Curtea Constituțională astăzi nu este o instituție uzurpată. Ei vor să uzurpeze această instituție. Și fiecare cetățean, indiferent de apartenența politică, etnică, limba vorbită, religii, orice diferență între noi, astăzi trebuie să vină în apărarea Curții Constituționale și Constituției. Cum o aperi? Deci de ce trebuie apărată clădirea? Ce se poate întâmpla fizic? Dacă este necesar, doar ca să închei, noi trebuie să o apărăm inclusiv în stradă și nu doar prin a protesta în fața Curții Constituționale, la necesitate în fața Parlamentului, a sursei probleme. Trebuie să punem la respect sursa sediului PSRM. Da, da, exact. Sau sediul PSRM, deși sediul PSRM, mai există alți doi, precum Plahotniuc și Șor, care au exponenții săi, controlați de ei în Parlament, care formează în esență o majoritate care a uzurpat Parlamentul Republicii Moldova. Astăzi Parlamentul este o instituție uzurpată de organizații criminale. Da, de crimă organizată. Bun, asta ei este o realitate. Este o majoritate parlamentară, legitim, creată în Parlamentul legitim ales. Nu, uzurparea puterii nu este și exercitarea ei interesului propriu, nu este legal. Situația arată în modul următor. Pe lângă faptul că în Parlament sunt deputați, da, cum am spus și eu și alții, sunt de acord că actuala majoritate din Parlament este... Parlamentul a devenit organul reprezentativ al mafiei. Deci asta este realitatea. Mai este și actorul principal, cetățeanul Republicii Moldova. Și eu nu sunt, în cazul dat, nu operez cu date sociologice, dar din mai multe colțuri ale Republicii Moldova, inclusiv din zona de sud, unde lumea a fost manipulată brutal și Dodon s-a ales cu 90 și ceva de procente. Mă rog să încheți gândul, trebuie să mergem la publicitate. Lumea este profund indignată de comportamentul socialiștilor. Dat fiind faptul că acele 947.000 de voturi pe care le-a obținut Maia Sandu, ele trebuie să aibă o continuitate, și anume alegeri parlamentare libere, pentru ca noi în două mutări să scăpăm de acest clan mafiot. Evident că cei din PSRM nu vor ca de ei să se scape și nici ceilalți. Luăm o pauză de publicitate, după ea vreau să discutăm despre acțiunile PAS, care au contestat la Curtea Constituțională deciziile de vineri din Parlament, dacă a fost o decizie corectă sau nu, și despre Procuratura Generală, care urmează să examineze în regim de urgență sesizările depuse pe cele întâmplate vineri la Parlament.
au pe nimeni. Sunt săraci. Flămânzi. Măcinați de boli și suferință. Am lucrat 40 de ani, profesor. Vroiam ca copiii să știe carte. Se stinde unii singuri în casele lor. Așteptarea e egală cu închisoarea, dar singurătatea e mai grea decât moartea. Fiind abandonați de autoritățile unui stat în prag de faliment. Și-a rămas fără nimeni. Care nu e în stare să-i ajute. Eu își doresc sănătate și să pot să merg, să pot să văd. Iar în fața unei bătrânețe, chinuie tort de dureroase, pandemia i-a îngenunchiat și i-a izolat și mai mult. Urătatea asta e pedeapsă, cea mai mare pedeapsă. Bătrânii noștri. O campanie Marca TV8. Cu Natalia Ghețu. Anul pandemic ne-a dat lumea peste cap. Ne-a furat din libertatea acțiunilor, dar nu și din libertatea gândirii. Am continuat să fim cu ochii pe funcționarii corupți, pe jocurile ascunse ale politicienilor. Am demascat acte ilegale și am relatat despre necazurile oamenilor de rând. V-am simțit sprijinul de fiecare dată. Acum vă îndemnăm să ne susțineți din nou. O puteți face oferind o mică parte din impozitul anual pe venit către TV8. Prin direcționarea banilor nu cheltuiți nimic. În schimb, noi, datorită celor 2%, câștigăm mai multă libertate. Tensiune, intensitate. Demascare și cunoaștere. Puterea e plină de slăbiciuni, frici, dar și virtuții. Mariana Rațe le scoate pe toate din cutia neagră și provoacă la adevăr. În fiecare luni, la 20:00. Fiecare zi aduce noi evenimente pe scena politică, noi dezbateri, dar noi întrebări, iar vineri, în direct, vom avea și răspunsuri. Răspunsuri la mai multe întrebări, comentarii la evenimentele care contează. Întreabă Ghețu, într-o dimensiune nouă, de la ora 20, în fiecare vineri seara, doar la TV8. Lucruri ciudate astăzi se întâmplă în lume și în sori. Tună iarna și plouă, ninge vara pe flori. Lucruri ciudate de tot se întâmplă pe glob. Știrile pe care le scriu eu sunt despre oameni și pentru oameni. Despre viață, emoții. Să ne rugăm la oameni să respecte, pentru că noi nu rezistăm la așa flux mare de pacient. Orice lacrimă este un strigăt de disperare. Să pui accentul cu incluziunea pe persoane cu dizabilități. Sunt știri despre necazuri, despre eșecuri, despre succese. Majoritatea gardurilor au fost smulse din temelie. Când reportajele mele au un impact atât de semnificativ, atât pentru mine, cât și pentru oameni care îmi încredințează istoriile lor, mă simt împlinită. Știri cu Diana Popa, de luni până vineri, ora 17:00. В новом году, в новое время. Отныне смотрите выпуск новостей на русском языке по будням в 22:00. Мы расскажем о самых ярких событиях дня. Не пропустите в прямом эфире на ТВ8. Новости с Юлией Будеч. С понедельника по пятницу в 22:00. Плоили абунденты au făcut prăpăd și năfăni. Lucrătorii medicali au urcat în caiace. Astăzi masca este obligatorie în spațiu. General trebuie să se preocupe de judecători. Ce înseamnă asta? Veți achita. Trebuie să se preocupe de judecătorii care... Nu păstrați distanța. De ce mă brăscați? De ce nu mă lăsați? Avem nevoie de declarații.
Sunt Mihaela Dicusar și vă invit în fiecare weekend la știri. Știri de weekend cu Mihaela Dicusar, de la 19:00, doar la TV8. Ежедневно по будням я и мои коллеги спешим к вам рассказать о самых значимых событиях уходящего дня, о проблемах и достижениях страны, о чаяниях и радостях граждан, о взлетах и падениях и, конечно же, истории успеха. Все это с понедельника по пятницу. Не пропустите в 22:00 в прямом эфире на ТВ8. Новости с Яной Степаненко с понедельника по пятницу в 22:00. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Am revenit în studio, s-a alăturat discuției noastre și domnul Dionisie Cenușă, comentator politic. Domnul Cenușă, noi ziceam înainte de pauză că vrem să discutăm despre câțiva pași pe care a întreprins fracțiunea PAS, prima că au contestat și cei de la platforma, dar au contestat la Curtea Constituțională deciziile de vineri ale majorității parlamentare cu privire la unii membri ai Curții Constituționale și sesizarea depusă la procuratură. Dar înainte de asta vreau să vă întreb pe dumneavoastră ce credeți despre această invitație pe care au lăsat-o socialiștii celor din PAS și președintei Maia Sandu. Haideți să ne așezăm, să discutăm ca să, fără probleme, fără a ne mai mânca și a ne bate, să convenim asupra datei alegerilor. Ce urmăresc socialiști? De ce au făcut ei asta? Din punctul meu de vedere și urmărind foarte atent care este logica acțiunilor socialiștilor despre care vorbește în fiecare vineri ex-președintele țării Igor Dodon, solicitarea sau chemarea la negocieri nu este ceva nou. El vorbește despre asta în fiecare săptămână, în ultimele luni. Deci, ceea ce se întâmplă acum este, după mine, o încercare de a demonstra încă o dată că PAS și președintele Sandu nu vor să se așeze la masa de negocieri. Adică este forțat PAS-ul iarăși să așeze la masa de negocieri prin aceste lucruri? Eu cred că socialiștii anticipează. Aici sunt de acord cu ceea ce s-a discutat până acum în cadrul emisiunii. Ei înțeleg că nu vor avea loc niciun fel de negocieri, dar totuși ei continuă narațiunea că Maia Sandu și ceilalți care o susțin nu sunt de acord să iasă din criza politică pe calea dialogului politic. Am înțeles. Haideți să trecem la următorul subiect. Eu, sincer, n-am prea înțeles, poate ne explicați dumneavoastră, domnule Nantoi, această mișcare a PAS-ului care a contestat la Curtea Constituțională, decizia prin care s-a anulat numirea doamnei Domnica Manole la curte. Din moment ce cam toți au zis că este neconstituțional și nu este aberant ceea ce au făcut socialiști, de ce o decizie, chiar și socialiștii au numit-o, politico-juridică, de ce a fost contestată la Curtea Constituțională? Pentru că ei aparent se dă deja o formă de legalitate, de act juridic adevărat din moment ce îl contești. Sau mie mi se pare greșit. Slava Domnului, eu nu sunt jurist moldovean, domnul Gligoru poate supere cu mine, la alt cu ceilalți. Dar, să spunem așa, declarația care a fost votată în prima fază a ședinței, e într-adevăr, nu poți să ai obiecții față de ea, deoarece niciun deputat nu poate fi tras la răspundere pentru declarațiile lui politice pe durata mandatului. Asta e o apreciere politică, să spunem așa. Alta este când ei încearcă să lege, cum spune la noi în sat, tei de curmei și deci să justifice retragerea sau anularea deciziei de desemnare a doamnei Domnica Manole în calitate de membru al Curții Constituționale, este o acțiune evident ilegală. Probabil ei au fost nițel surprinși de valul acela de, să spunem așa, reacții din exterior. De reacții, nu numai din exterior, dar în genere de reacții. Da? Să nu uităm că și societatea civilă s-a mobilizat. Da. Și, deci, da? Și este absolut evident, deoarece știți care este situația, că noi vorbim despre Curtea Constituțională, despre parlamentari, dar Constituția
cum eu încerc să discut cu cetățenii în diferite colțuri ale Republicii Moldova, pornesc cu următoarea rugăminte. Măcar o dată citiți Constituția Republicii Moldova. Asta e Constituția pentru noi, pentru cetățeni. Sunt lucruri absolut evidente, că judecătorii sunt inamovibili. Exact. Și atunci de ce să contești una care a priori nu poate produce efecte juridice? Păi nu. Deci se adresează lumea la Curtea Constituțională. Curtea Constituțională, autoritatea care nimeni nu poate contesta, anulează acest act și se revine la formal, la normalitate, din momentul când știți, totuși este un document votat în Parlament. Haideți și Curtea Constituțională anulează acest document. Ne sunteți siguri că o să anuleze? Nu, aveți perfectă dreptate în sensul acela că, dar mie mi se pare că este evident că în cazul dat Curtea Constituțională nu poate să se prefacă că nu s-a întâmplat nimic. Alta este că apariția azi în public a domnului Vasile Bolea, în opinia mea, el a încercat să joace, să lanseze o fumigenă, să sustragă atenția de la gravitatea faptelor comise de ei în Parlament, la nivel de gâlceavă interpersonală, iată, Litvinenko, Sergiu, nu știu ce. Da, el zice că ar fi avut mai multe comunicări cu domnul Roșca, membru Curții Constituționale. Știți care e situația? Și dacă există înregistrări? Eu voi fi ultimul care am să dau crezare celor ce declară cineva de membrii fracțiunii PSRM. Înțeleg, dar dacă aduc și probe? Care probe? Nu știu, dacă există. Unde probe? Poate unde au. Probe, Moldova, da? Știți că se interceptează multe. Da, probe. Ce fel de probe? L-a stat la mică înțelegere și... Deci, nu știm. Nu, dar de ce ne grăbim să mergem, să nimerim în capcana aceasta a degradării procesului politic în Republica Moldova? Ei conștient ne coboară pe noi, încearcă să ne coboare la nivelul acesta de gâlceavă, de mahala, pentru ca să se eschiveze de la crima pe care o comis. Și din păcate le reușesc, nu? Nu. Pentru că noi, societatea noastră, este prinsă în această gâlceavă deja de vreo 3 luni de zile. Aceeași societate, la 15 noiembrie 2020, a dat dovadă că nu este moartă și nu este prinsă. Și Igor Dodon este un cadavru politic care trage la fund PSRM-ul și n-au decât să insiste cu aberațiile lor, deoarece ei se autodimască în fața propriilor alegători. Aici vreau să fac o paranteză. Nu, ne pare rău că socialiștii nu participă deja de vreo 3 luni de zile la emisiunile de la TV8. Ca să poată să își pună părerea vis-a-vis de acuzațiile care le se aduce. Este... Asta nu acuzații, aprecieri. Aprecierile și acuzații. Domnul procuror. Nu, au fost și acuzații în emisiuni. Noi am invitat de fiecare dată, la fiecare emisiune, invităm pe socialiști să vină. Ei refuză constant pentru că nu le plac știrile de la TV. O mică remarcă. Eu probabil sunt singurul din Parlament, în afară fracțiunii socialiști, dar nici ei. Ați citit programul Partidului Socialiștilor? Adoptat la Congresul 16 la 30 ianuarie anul trecut? Nu. Ați citit? Nu. Știți că acolo se conțin noțiuni evident antistatale strigătoare la cer. Eu m-am adresat către domnul ministru Justiției cu sesizarea că intervine în conformitate cu legea privire la partide. Deocamdată nicio reacție. Haideți să revenim la această sesizare depusă de PAS la Curtea Constituțională. A fost o idee inspirată? A fost o idee corectă? Scuze, care din ele sunt mai multe? Ultimele legate de doamna Domnica Manole și Curtea Constituțională. A, ce înseamnă? Cele inspirate? Care vor fi examinate mâine la ședința Curții Constituționale. Ele nu că sunt inspirate, sunt obligatorii. Dacă eram subiect de sesizare a Curții Constituționale, sesizam și eu Curtea Constituțională. Pe aceste subiecte? Sigur că da. Păi noi avem un atac împotriva Curții Constituționale, unica autoritate de drept constituțional. Dar ele produceau efect juridic dacă nu erau contestate. Adică putea să intre acest lupaș cu domnul Boris Buca în Curtea Constituțională? Eu cu certitudine avea să încerce să intre acolo, că n-au votat de dragul votatului, au votat pentru producerea unui efect. Și la ce calități are domnul Pașcu, fără să se supere pe mine, odată ce a acceptat să fie nominalizat într-o astfel de aventură, îmi dau odată seama de care nu le are. A pronunțat jurământul în fața Parlamentului. Exact. Da? Asta în genere... Deci asta nu este o joacă.
E un atac împotriva instituției constituționale, păi, curții. Ea trebuia contestată, acea hotărâre trebuia contestată și trebuia făcută ordine. Și acum să existe practică la nivel constituțional cu privire la cum, de fapt, este corect de procedat. Noi, Republica Moldova, mai bine zis, coaliția Plahotniuc, Șor, Dodon, a uimit o Europă și o lume întreagă. Noi am primit reacții la nivel internațional și noi numai de astea ultimii 4-5 ani primim, sau chiar mai mult, de condamnare, de avertizare, de atenționare cu privire la grava încălcare Constituției. Pe noi toți ne-au atenționat despre cât de inimaginabil este ceea ce s-a întâmplat vinerea trecută. De asta evident că trebuia de contestat, evident, eu n-am nicio surpriză, eu nu-mi imaginez cum mâine curtea o să spună, de exemplu, că e ok ceea ce s-a întâmplat, e bine ce s-a întâmplat vinerea trecută. Este absolut neconstituțional, este abuziv, este criminal, infracțional. Este făcut cu rea intenție în vederea uzurpării puterii sau finalizării actului de uzurpare a puterii. Criminal, uzurparea puterii, pentru toate aceste cuvinte există în codul penal articole. A fost depus o sesizare și la Procuratura Generală. Procuratura a zis, vom examina în regim de urgență, dat fiind situația creată. Acum, eu nu sunt jurist, ca și domnul Nantoi, dar mă gândesc, poate o majoritate parlamentară, cineva care votează colectiv, pentru un vot colectiv, să poartă răspundere penală, mai ales, pentru astfel de lucruri? Ei nu trebuie să poarte răspundere pentru votul lor, că votul este consecvent. Ce se investigează într-un dosar penal? Vă explic ce se investigează. Este vorba despre constituirea unei organizații criminale, care are mai multe nuclee, mai multe grupuri care funcționează în cadrul organizației criminale. Această organizație criminală are drept scop exercitarea controlului majorității parlamentare, asupra majorității parlamentare în Republica Moldova, în vederea îmbogățirii grupurilor criminale și a organizației criminale. Asta nu e cam greu de demonstrat? Asta nu este atât de greu de demonstrat când ai o procuratură. Când ai o procuratură, totul este greu de demonstrat. În Republica Moldova n-ai ce demonstra, pentru că de ce nu te-ai apucat, sau de ce n-ai cere procuraturii să apuce, la ei tot e subiect politic. Poate o mică remarcă. Da. Pare mi se că în septembrie 2019, eu foarte respectuos, am fost invitat la Procuratura Generală și am depus mărturii în calitate de martor în dosarul de uzurpare a puterii. Care a murit și dosarul. Unde este? Iată, aici îl susțin pe domnul Gligor, ceea ce noi strigăm, că după ce noi am ajuns la mizeria aceea de stat captiv, când Igor Dodon ședea în buzunarul lui Plahotniuc și amul încearcă să-l copie ca un mascărici, deci politic, să copie deci acțiunile lui Plahotniuc, la noi au degradat structurile de stat. Eu nu vreau să lovesc în cineva personal, dar când la 14 iunie 2019, din 637 de procurori, 612 au fost declarați semnatari a unui document care indirect îl susținea pe Plahotniuc, asta vorbește despre nivelul degradării noastre. Și eu iarăși revin la idee. Noi trebuie să păstrăm acele de insulițe ale statului de drept. Repet, nu toate deciziile actuale, componența Curții Constituționale, sunt pe placul meu. Dar eu, scrâșnind din dinți, le accept. Care nu sunt de acord? Nu, care nu sunt de acord? Nu intrăm în detalii. Sunt chiar foarte curioasă. Cu care nu sunteți de acord? Nu intrăm în detalii. Nu, de exemplu, cum a răspuns Curtea la deci sesizarea colegilor cu privire la posibilitatea autodizolvării parlamentului. Nu toate lucrurile acolo mie îmi plac, da, argument. Lăsăm la o parte. Dar eu revin la ce e, că noi ieșim dintr-o boală grea care se numește stat captiv și trebuie să creăm niște insulițe de normalitate. Normalitate este dictatura legii, Constituției și funcționalitatea statului cine de drept. Cine impune asta și prin ce instrumente? Domnul Cenușă. Eu pe marginea legalității nu voi comenta, deoarece sunt de acord cu faptul că ceea ce au adoptat socialiștii se bate cap în cap cu spiritul și litera Constituției. Eu mă întrebam mai degrabă dacă Curtea Constituțională, dacă Procuratura Generală își poate face acum ieșirea în scenă, apucându-se să investigheze niște lucruri despre care o bună parte a societății spun că sunt ilegale și au fost abuzive. E asta un prilej pentru procuratură să demonstreze că îi pasă și vrea să se implice în a crea aceste insulițe de normalitate?
Da, eu sunt de acord cu faptul că procuratura putea deveni a doua instituție care să-și recapete imaginea și cred că în comunicatul de presă s-a spus acest lucru foarte, sau s-a sugerat acest lucru, deoarece procuratura a spus că va propune soluții legale. Deci nu doar examinarea în urgență a cazului, dar și elaborarea anumitor soluții legale. Dar acum, privind la ceea ce au încercat să facă socialiștii, eu văd o încercare de a copia ceea ce s-a întâmplat la ucraineni, tot în acest an. Și aici mă refer la declarația pe care a adoptat-o Rada ucraineană privind statul capturat. Deci, în 2021, în februarie, Rada a constatat că în 2014, mai devreme de asta, la fel, Ucraina era stat capturat. După care, președintele Zelenski a adoptat un decret prin care, în baza declarației adoptate de Parlament, a decis retragerea mandatului președintelui Curții Da, Constituționale și a domnul Dodon Ucrainei, s-a supărat, a domnul zis că de Alexandru ce... Stupinski. Da, domnul Dodon s-a supărat. De ce Exact. europenii au reacționat la ce s-a întâmplat aici și nu au reacționat la ce s-a întâmplat în Ucraina? Da. Corect, pe lângă aspectele legale despre care deja am vorbit, este și cel al legitimității. Deci, în orice condiție, partenerii europeni vor ține cont și de cine este partea care adoptă anumite decizii politice. Și, evident, nu putem compara starea actuală din Republica Moldova cu ceea ce a fost în 2013-2014 în Ucraina sau ceea ce am avut noi în 2019 în Republica Moldova. Deci sunt realități totalmente diferite. Dar ceea ce vreau eu să spun este că ceea ce se întâmplă în regiune este studiat foarte de aproape de către socialiști. Și ei, într-adevăr, încearcă să folosească argumente nu doar locale, da, naționale, dar și internaționale în favoarea cauzei lor politice. Deocamdată le-a ajutat aceste inspirații din regiune? Nu cred, pentru că comunicarea pe care a realizat-o președintele Maia Sandu totuși a avut un impact extrem de mare și eu cred că a fost o comunicare mai reușită decât tot ceea ce am încercat să facă opoziția în 2019. Să obții reacții la atâtea instituții europene într-o perioadă, în câteva ore, Da. deci nu zile, dar în câteva ore, este o reușită remarcabilă. În sfârșit am înțeles că ne urmăresc cu siguranță toți în Uniunea Europeană și văd ce se Inclusiv întâmplă. avem reacții din partea Ministerului de Externe a Federației Ruse. Da, și din partea Ministerului de Externe a Federației Ruse. Eu vreau, nu vreau să discut foarte mult despre dosarul penal, dar două lucruri vreau să le mai precizez. Ziceam, deputații au imunitate parlamentară. Nimeni nu-i poate cerceta penal dacă nu le scoate imunitatea, pentru asta trebuie foarte multe probe și așa mai departe. Cine nu are în toată povestea asta imunitate este Igor Dodon, care a fost, mi se pare, primul care a anunțat despre faptul că iată ce urmează să se întâmple în Parlament, și este Boris Lupașcu, judecătorul sau fostul procuror care a depus și jurământul în Parlament pentru a fi numit judecător la Curtea Constituțională. Aceste două persoane riscă ceva dacă se pornește un dosar. În primul rând, Dodon este un fricos și el se va delimita. El va spune că n-am nimic cu... Deci, asta e părerea mea. Deci, iar în ceea ce privește domnul Lupașcu, n-am onoarea să-l cunosc, dar cu adevărat este de neiertat când o persoană cu, cel puțin cu, cum spunem noi, jurist, își permite Procuror. procuror, da? Își permite să participe la acest, nu spectacol, la această tentativă de uzurpare a puterii, deci, și să considere că asta o să-i treacă așa cu una cu alta. Deci, eu nu caut sânge, dar înțelegeți orice, cum să spun, trebuie să, odată și odată, pentru politicieni, în primul rând, ei să înțeleagă că pe lângă faptul că sunt taxați de opinia publică și de cetățeni, noi toți trebuie să fim egali în fața legii și nu poți să-ți permiți orice dezmăț, cum s-a întâmplat la noi pe durata acestor ani. Și cu unul care ne-a pornit pe calea a patra, da? Țineți minte,
și cu toate... Deci, păi el a plecat pe calea parte. Știți, a plecat, dar nu prea departe. Eu sunt de acord cu domnul Gligor că deci, sforile în continuare sunt trase și este... Ecoul lui mai este aici, da? Nu că ecoul, asta spre regret, păpușile au rămas aceleași, păpușarul s-a mutat în alt geograf. Mai avem puțin timp, vreau să aud și celelalte păreri. Credeți că există vreun procuror în Republica Moldova care și-a asuma și ar avea curajul să se apuce de un astfel de dosar? El poate și există, sau, mă rog, dar nu cred că acea plângere penală care a fost depusă o să ajungă la un astfel de procuror și nu cred că actuala conducere a procuraturii este interesată să investigheze așa ceva. Este o marjă de discreție, toată lumea, toți sunt oameni și în procuratură sunt oameni. Procuratura noastră s-a discreditat și a servit uzurpatorii, a servit regimul construit de Plahotniuc, după care a venit un nou procuror general și asta este unicul lucru, unicul factor care s-a schimbat în procuratură. În rest este exact aceeași procuratură, cu aceiași procurori care nu au fost în niciun sens evaluați, curățiți, trecuți, dați afară și așa mai departe. Deci nu poți să te aștepți de la exact, aceeași compoziție chimică, o altă reacție chimică decât cea pe care feresc. Și atunci ce credeți că se va întâmpla? Produs. Vor examina timp de o lună de zile și vor spune, nu există... Vor examina și vor spune că nu există probe sau nu există temeiuri de a trage pe cineva la răspundere și atât. Încă o dată. Nu... Eu apreciez faptul că cel puțin de data asta procuratura n-a spus ca și în cazul cu punga. Nu avea de ales. Cu punga aceea, dar pur și simplu nu avea de ales, pentru că atacul este atât de grosolan și atât de abuziv, încât cumva nu avea de ales. Dar eu vă asigur că, în opinia mea și din ceea ce cunosc, procurorul general nu consideră că aici există componență de infracțiune. Eu văd asta ca unul din episoadele care trebuiesc investigate în cadrul dosarului uzurpării puterii și rearanjării figurilor, pentru că ceea ce s-a întâmplat ulterior a fost revenirea în politică lui Plahotniuc prin șantajarea lui Dodon cu acea moțiune de cenzură renumită. Nu s-a dus departe, este prezent. Practic toți oamenii lui Plahotniuc sunt în Republica Moldova și desfășoară activitatea lor infracțională în continuare. Bine, mersi. Vreau să, pe scurt, pentru că noi deja am depășit timpul pentru această perioadă, partea emisiunii. Domnul Cenușă, ce ne așteaptă în zilele următoare? La fel de... Discuții la fel de aprinse, noi surprize sau intrăm într-un cadru de normalitate cât de cât? Nu, normalitatea în Republica Moldova nu poate fi până la alegeri anticipate. Dar ceea ce vom vedea cu claritate este ce se va întâmpla cu starea de urgență. Decizia curții va fi una esențială pentru a înțelege dacă putem avea orice stabilizare a situației politice în țară. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune. Noi ne revedem după publicitate. Invitatul din cea de-a doua parte a emisiunii este domnul Peter Mihalco, șeful delegației UE în Republica Moldova. Rămâneți alături de noi! Pandemic ne-a dat lumea peste cap, ne-a furat din libertatea acțiunilor, dar nu și din libertatea gândirii. Am continuat să fim cu ochii pe funcționarii corupți, pe jocurile ascunse ale politicienilor, am demascat acte ilegale și am relatat despre necazurile oamenilor de rând. V-am simțit sprijinul de fiecare dată. Acum vă îndemnăm să ne susțineți din nou. O puteți face oferind o mică parte din impozitul anual pe venit către TV8. Prin direcționarea banilor nu cheltuiți nimic. În schimb, noi, datorită celor 2%, câștigăm mai multă libertate. Tensiune, intensitate, demascare și cunoaștere. Puterea e plină de slăbiciuni, frici, dar și virtuții. Mariana Rațe le scoate pe toate din cutia neagră și provoacă la adevăr. În fiecare lună, la 20:00.
Fiecare zi aduce noi evenimente pe scena politică. Noi dezbateri, dar noi întrebări. Iar vineri, în direct, vom avea și răspunsuri. Răspunsuri la mai multe întrebări. Comentarii la evenimentele care contează. Întreabă Ghețu, într-o dimensiune nouă, de la ora 20, în fiecare vineri seara, doar la TV8. Lucruri ciudate astăzi se întâmplă în lume și în sori. Tună iarna și plouă, ninge vara pe flori. Lucruri ciudate de tot se întâmplă pe glob. Știrile pe care le scriu eu sunt despre oameni și pentru oameni. Despre viață, emoții. Să ne rugăm la oameni să respecte, pentru că noi nu rezistăm așa flux mare de pacient. Orice lacrimă este un strigăt de disperare. Să pui accentul cu incluziunea pe persoane cu dizabilități. Sunt știri despre necazuri, despre eșecuri, despre succese. Majoritatea gardurilor au fost smulse din temelie. Când reportajele mele au un impact atât de semnificativ, atât pentru mine, cât și pentru oameni care îmi încredințează istoriile lor, mă simt împlinită. Știri cu Diana Popa, de luni până vineri, ora 17:00. В новом году, в новое время, отныне смотрите выпуск новостей на русском языке по будням в 22:00. Мы расскажем о самых ярких событиях дня. Не пропустите в прямом эфире на ТВ8. Новости с Юлией Будеч. С понедельника по пятницу в 22:00. Abundente au făcut prăpăd și năfărit. Lucrătorii medicali au urcat în caiace. Astăzi masca este obligatorie în spațiu. General trebuie să se preocupe de judecători. Ce înseamnă asta? Veți achita. Trebuie să se preocupe de judecători. Care nu păstrați distanța. De ce m-am răscat și de ce nu m-a lăsat? Avem nevoie de declarații. Sunt Mihaela Dicusar și vă invit în fiecare weekend la știri. Știri de weekend cu Mihaela Dicusar, de la 19:00, doar la TV8. Ежедневно по будням я и мои коллеги спешим к вам рассказать о самых значимых событиях уходящего дня, о проблемах и достижениях страны, о чаяниях и радостях граждан, о взлетах и падениях и, конечно же, истории успеха. Все это с понедельника по пятницу не пропустите в 22:00 в прямом эфире на ТВ8. Новости с Яной Степаненко с понедельника по пятницу в 22:00. Nu au pe nimeni. Sunt săraci, flămânzi, măcinați de boli și suferință. Am lucrat 40 de ani, profesor. Vroiam ca copiii să știe carte. Se sting de unii singuri în casele lor. Așteptarea e egală cu închisoarea, dar singurătatea e mai grea decât moartea. Fiind abandonați de autoritățile unui stat în prag de faliment. Și-a rămas fără nimeni. Care nu e în stare să-i ajute. Eu îmi doresc sănătate și să pot să merg, să pot să văd. Iar în fața unei bătrânețe, chinuitor de dureroase, pandemia i-a îngenunchiat și i-a izolat și mai mult. Urătatea asta e pedeapsă, cea mai mare pedeapsă. Bătrânei noștri. O campanie marca TV8. Cu Natalia Ghețu. Anul pandemic ne-a dat lumea peste cap. Ne-a furat din libertatea acțiunilor, dar nu și din libertatea gândirii. Am continuat să fim cu ochii pe funcționarii corupți, pe jocurile ascunse ale politicienilor. Am demascat acte ilegale și am relatat despre necazurile oamenilor de rând.
A revenit în cea de-a doua parte a emisiunii. Cum vă anunțam, invitatul din această parte este domnul Peter Mihalcu, șeful delegației UE în Republica Moldova. Domnul Mihalcu, bună seara, bine ați venit în nou sediul TV8. Bună seara, bine v-am găsit, bună seara și telespectatorilor noștri. O să începem, evident, discuțiile cu criza politică din Republica Moldova și cu ultimele evenimente. Am văzut o reacție bruscă, spontană sau imediată, cred că cuvântul e mai potrivit, a mai mult oficiali europeni, ambasadori, miniștri de externe din statele Uniunii Europene vis-a-vis de evenimentele care s-au întâmplat vineri în Parlament, atunci când majoritatea parlamentară a votat pentru ca să suspende o decizie anterioară de numire a doamnei Domnica Manole în calitate de judecătoare la Curtea Constituțională și prin care s-a dat vot de neîncredere acestei componențe a Curții Constituționale, sau mai exact la 3 judecători din această componență a Curții Constituționale. Dumneavoastră urmăriți totuși dintr-o parte ce se întâmplă în Republica Moldova. Ce înțelegeți? Ce se întâmplă astăzi la noi în Republica Moldova? Ce vedeți că se întâmplă? Eu pot să spun că a fost reacția la aceste evenimente, aceste decizii, așa zise, foarte clară, pentru că a fost clar că a fost încălcare flagrantă Constituției. Asta cred că fiecare care citește textul Constituției chiar a văzut, a fost clar spus și în poziția președintelui Comisiei de la Veneția acest lucru și a fost clar că în acest moment Uniunea Europeană ca partener Republicii Moldova și-a exprimat poziția în susținerea statului de drept și ordinii constituționale și cu siguranță și ceea ce privește necesitatea de a respecta independența Curții Constituționale. Aceste lucruri sunt și partea parteneriatului nostru care există între Uniunea Europeană și Republica Moldova. În acordul de asociere, acest angajament este exprimat ca și între principii generale, articolul 2, dar și în articol specific despre statul de drept, articolul 12. Este foarte clar că au fost încălcate proviziunile Constituției și în acest moment a fost clar că trebuie poziția exprimată. Da, s-a încălcat și acordul de asociere dintre Republica Moldova și UE prin această... Au fost încălcări ale prevederilor acordului? În aceste prevederi, acordul respectiv este clar spus că părțile se angajează, fac angajamentul de a respecta principiile statului de drept. Este foarte important ca asta să fie și realitate. Da, și în condițiile în care e departe de realitate și asta au spus-o practic deschis și partenerii și dezvoltare și Comisia de la Veneția. Exact. Sancțiunile, dacă nu se repară greșeala, care ar putea fi? Important este că să nu fie acest tip de încălcare și ca să fie reparate dacă au fost făcute greșeli sau decizii în direcție greșită. Important este să nu există. Da, să fie reparate. Mâine urmează să expună Curtea Constituțională. Înțeleg că ăsta ar fi mecanismul de reparare. Dacă declară neconstituțional ce au decis vineri deputații din majoritatea PSRM, Partidul Șor, e clar. Dar dacă declară constituționale? După aceste reacții care au venit din partea pe plan internațional, cum ne poate afecta o astfel de decizie a curții, o decizie a curții prin care se declară că este constituțională și eliminarea doamnei Domnica Manole din Curtea Constituțională și votul de neîncredere acestor membri, 3 membri ai curții? Pe o parte, eu nu, deci, cum am spus, toți care citesc textul Constituției, articolul 100,
37, care spune foarte clar că judecători curții constituționale sunt inamovabil în timpul mandatului lor și sunt independenți și se supun numai Constituției. Asta este un lucru foarte clar. Și pe altă parte am văzut și poziția, cum am spus, Comisiei de la Veneția, care chiar a făcut apel la Parlament de a abroga aceste decizii eronate. Deci avem încredere că vor fi respectate aceste recomandări care vin de la Comisia de la Veneția. Vorbim despre respectarea ordinii constituționale și statului de drept. Evident, sigur că este asta lucru pentru instituțiile statului Republicii Moldova că să respecte aceste prevedere. Astăzi socialiștii au invitat președinta Republicii, doamna Maia Sandu, și fracțiunea PAS la discuții. Mesajul a fost de genul, haideți să oprim războiul, ne așezăm, să convenim asupra unei date exacte alegeri, de unde luăm bani, cum le organizăm ca aceste alegeri să fie libere și corecte. Un astfel de îndemn la discuții, o discuție dintre cele două părți, este salutabil? E o soluție pentru a ieși din această criză? Din punctul dumneavoastră. Ieșirea din criză este în mâinile instituțiilor Republicii Moldova. El trebuie să găsește această ieșire. Am văzut că și Curtea Constituțională cu decizie din 15 a fost, cred că, aprilie, a arătat că ieșirea este posibilă, deci o să urmărim acest proces și ieșirea din criză, care va fi în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Un dialog între cele două părți beligerante ar ajuta mai mult sau decizia Curții Constituționale spune face claritate și mai departe urmează decretul? Cum am spus, asta este în mâinile instituțiilor Republicii Moldova, dar am văzut deja un drum lung și această criză care a trecut câteva stadii. Și acum este deja drum clar spre ieșirea și repet ce am spus și în trecut, noi ca și observatori situației, dar și parteneri Republicii Moldova vedem că și auzim de la parteneri politici, toate forțe politice spun că văd alegeri anticipate ca parlamentare că ieșirea din această criză. Deci, evident, cu decizia de timp, curții s-a deschis calea spre această soluție. Am înțeles. Spuneați despre faptul că sunteți observatori dintr-o parte, și parteneri, dar și observatori dintr-o parte a situației. Eu ultima perioadă aud mulți analiști, comentatori, jurnaliști, lideri de opinie, tot mai des făcând paralela dintre ce se întâmplă acum și ce s-a întâmplat în iunie 2019. Îi văd similitudini. Dumneavoastră, vedeți vreo asemănare dintre evenimentele de aici și acum? Se apropie de scenariile de atunci? Țin în minte, în 2019 lucrurile erau foarte grave și au fost dur criticate și de partenerii externi. În iunie 2019 am văzut clar decizii care au fost nu în linie cu Constituție pe partea Curții Constituționale de atunci, care aparent au fost influențate politic și au avut un anumit scop atunci. Am văzut că cum se încearcă forțarea Curții Constituționale, într-un fel? Atunci a fost situația în care Curtea Constituțională a dezinterpretat Constituția și nu a dat voie pentru procesul politic să aibă loc. S-a spus că
trei luni înseamnă 90 de zile și a fost ca și cum motivul pentru a opri proces politic. Astăzi, Curtea Constituțională este diferită pentru că cea precedentă a demisionat, deci au dat demisie acești judecători, da, și astăzi Curtea Constituțională este și cred că după comentariile celor experți constituționali care urmăresc activitatea Curții Constituționale, se vede că este independentă în deciziile lor, a decis în mai multe, da, în mai multe cazuri. Eu mai și degrabă exprimat clar în mai multe faze și în ceea ce privește soluțiile în această situație politică. Eu mai degrabă mă referam nu la ce face Curtea Constituțională, pentru că acum e clar, Curtea Constituțională face invers decât ce făcuse data trecută. Adică e diferit comportamentul Curții Constituționale. Eu mă refeream la anumite forțe politice care încearcă să forțeze Constituția, să forțeze deciziile Curții prin acțiunile lor. Atunci era Partidul Democrat. Acum am văzut ce s-a întâmplat vineri în Parlament. E vreo asemănare între modul în care s-a făcut atunci, cum politic atunci era, se încerca forțarea notei și cum acum se face? Este vorba despre interese politice. Poate după aceste interese politice sunt și interese particulare, poate și de caracter economic, care motivează presiuni care se încearcă asupra deciziilor care vor fi decisive pentru viitorul politic. Este clar că acest tip de interese este legat de stat captivat, de cei care se folosească de puterea sau politica legată cu instrumente economice și care nu vor să vadă că aceste scheme ar fi afectate pentru viitor. Acest lucru a fost caracterizat și în trecut. Ați spus care a fost situația în 2019 și evident acest sistem nu a plecat, este prezent și numai prin decizia oamenilor, asta poate să fie schimbat în interesul oamenilor. Decizia oamenilor, oamenii și în 2019 au vrut acea schimbare și oamenii și în 2019 și-au dorit să ieșim din captivitate, și-au dorit distrugerea oligarhiei care exista. Atunci nu ne-a reușit acest lucru. Cum avem certitudinea că de data asta voința oamenilor va fi suficientă pentru ca această caracatiță să fie distrusă? Este clar că alegerile parlamentare în 2019 au avut loc în condițiile statului captivat și rezultatul care este prezent și în Parlamentul de astăzi este consecința acestui sistem. Și puteți să vă reamintiți că partener internațional și au exprimat poziția și atunci, pentru că s-a folosit sistem mixt care a fost pregătit în așa fel ca să aduce acest fel de, de control politic, control asupra structurilor de stat și este clar că pentru alegeri în viitor să fie cele care vor exprima voința oamenilor, proces electoral trebuie să fie liber și să fie cinstit. Cum liber și cinstit să le facem în cazul în care, asta e o întrebare pe care o adresez deseori invitaților mei, în condițiile în care avem un guvern interimar, în care miniștrii, cel puțin în ministerele care
sunt importante pentru a avea lege libere și corecte. Ministerul de Interne, Procuratura Generală este foarte importantă, Centrul Național Anticorupție, Fiscul, sunt multe instituții care trebuie să se implice, în primul rând acolo trebuie să existe voință pentru alegeri libere și corecte, ele nu sunt tocmai independente. Șefii din aceste instituții au fost numiți de reprezentanții acestei majorități parlamentare. Instituțiile statului trebuie să-și face treaba. În statul modern sunt instituțiile care sunt independente și acolo trebuie să fie asigurat că ele nu vor fi influențate politic, nu vor fi influențate de către interese, cum am spus, particulare, chiar și economice. Din păcate, asta încă se vede, dar este important că să există semnal clar și cred că asta, din partea cetățenilor sau din partea cetățenilor, dar și din partea forțelor politice care arată clar că ei susțin statul de drept, reforme care sunt făcute pentru că cetățeni să fie într-adevăr stăpâni în țara lor și că instituțiile vor servi cetățenilor și nu invers. Asta a început chiar în iunie 2019 și trebuie procese care au adus, poate parțial, dar totuși la schimbare, că să continuă această schimbare pentru cetățeni. Eu puțin au adus speranța oamenilor, pentru că la un moment dat oamenii nu mai credeau că e posibil să plece acel regim și să se facă pași spre normalitate. Nu știu dacă ați văzut mesajul pe care vi-l-a adresat Igor Dodon pe pagina sa de Facebook, v-a adresat-o în limba rusă, din câte știu, dumneavoastră vorbiți limba rusă, cred că ați... A, если хотите, можно на русском поговорить. Nu, eu nu vorbesc bine rusă, de asta discutăm în limba română. Dar v-a adresat dumneavoastră și ambasadorului SUA un mesaj în care v-a acuzat de ce ați tăcut atunci când în Ucraina Zelenski l-a demis pe președintele Curții Constituționale și v-ați amintit de statul de drept abia când a venit vorba despre Republica Moldova. Și eu sunt ambasador Uniunii Europene în Republica Moldova. Și ca atare, eu pot să am numai singura reacție. Trebuie de citit Constituția propriei țări și ea trebuie să fie respectată. De ce este atât de supărat, domnul Igor Dodon, pe dumneavoastră? În ultima perioadă de timp, foarte des aduce critici dumneavoastră și ambasadorului SUA. Credeți că este întrebare pentru mine? Procuratura Generală a anunțat că va examina în regim de urgență această sesizare depusă de deputații PAS cu privire la evenimentele care s-au întâmplat vineri în Parlament. Nu știm ce înseamnă că va examina. S-ar putea să zică peste câteva zile că nu vede componență de infracțiune și nu poate fi deschis un dosar penal. Poate să deschidă un dosar penal, nu știm ce va face. Dar însuși semnalul că Procuratura a luat act de această dată, de ce se întâmplă în politicul nostru, pentru că până acum deseori mesajul Procuraturii era noi nu ne implicăm în confruntări politice. Faptul că de această dată Procuratura cel puțin vrea să vadă ce se întâmplă acolo. E de bine? Eu cred că orice semnal că instituțiile lucrează, mai ales instituțiile care trebuie să lucrează în mod independent și să asigură pe oameni că în țara lor ei vor fi tratați deci în mod egal în fața legii, este bine. Sigur că trebuie să avem și speranță că procese care au fost începute vor fi și completate așa cum trebuie în linie cu lege, dar important este că să văd oameni că există finalitatea acestor încercări și justiție poate să fie făcută. Și chiar sper că mai multe dintre cazuri de rezonanță care sunt investigate sau trebuie să fie investigate, că ele vor fi și finalizate.
Eu vreau să discutăm mai mult în a doua parte a emisiunii, chiar poate pe toată să o dedicăm discuție despre lupta cu corupția și cum încearcă să-și facă treaba instituțiile de drept din Republica Moldova. Ori asta este una dintre principalele condiționalități ale partenerilor de dezvoltare. Faceți-vă ordine pe subiectul anticorupție ca să puteți fi considerați parteneri de bună credință în discuțiile. Asta am văzut din toate mesajele până acum. Dar oprindu-ne încă un pic la subiectele politice. Curtea Constituțională urmează să decidă miercuri dacă starea de urgență este sau nu constituțională. Semnalele care vin, care au venit în ultima perioadă de la Partidul Socialiștilor arată că ei nu neapărat vor recunoaște decizia Curții Constituționale dacă se va stabili, de exemplu, că starea de urgență a fost introdusă neconstituțională, decizia a fost neconstituțională. În ce fel de situații ne putem pomeni noi ca stat în cazul în care Curtea spune una și majoritatea din Parlament ignoră această decizie, nu vrea să o recunoască? Ce se întâmplă cu Republica Moldova ca stat în astfel de situații? Cum este văzută din afară? Ce riscuri sunt? Încă o dată, aceste decizii sunt în mâinile instituțiilor Republicii Moldova, Curtea Constituțională fiind cea care va decide în această privință și deciziile Curții Constituționale trebuie să fie respectate. Asta este poziția și Uniunii Europene și altor parteneri, precum Comisia de la Veneția și altor parteneri, dar este în primul rând în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Ei trebuie să fie siguri și să vadă că instituțiile se comportă în linie cu lege și cu Constituție. Altfel, cetățeni foarte greu pot să aibă încredere în aceste instituții, cum ele vor guverna sau cum ele vor servi cetățenilor. Cum ar putea reacționa partenerii externi în cazul în care nu vor fi respectate deciziile Curții Constituționale? Eu cred că deja din cele reacții care au avut loc după vineri, se vede că partenerii externi sunt principial în poziția lor, principial în modul în care vor să vadă cooperare cu Republica Moldova, prin prisma angajamentelor care Republica Moldova și-a făcut pentru și Uniunea Europeană și alți parteneri. Respectarea statului de drept este între condițiile de bază pentru cooperare noastră și va continua să fie. Indiferent de cum se comportă forțele din Parlament. Eu înțeleg că cu partenerii externi acum sunt într-o situație complicată. Nu pot să judice în alb sau negru situația din Republica Moldova, ori aici acum avem deja cel puțin două forțe politice, doi poli politici care au mesaje. Cel puțin președinția spune foarte clar că își asumă valorile europene, își asumă lupta cu corupția, pune pe asta accentul. În Parlament n-am auzit astfel de mesaje, dar aveți cel puțin aceste două situații diferite. Un partener cu care se aliază așteptărilor pe care le au partenerii de dezvoltare și unul care tace. Deci aici nu este, nu vorbim despre vorbe, cum, cine spune, cine ce declară, dar dacă vedem că partenerii respectiv sunt sinceri în eforturile lor pentru angajamente care sunt agreate între noi. Dacă vedem că cei actori politici care spun una, dar vedem că nu se întâmplă ce se spune, nu putem nici noi să progresăm cu cooperare și mai multă susținere. Dar pe o altă parte, este foarte important când vedem că sunt parteneri care chiar vor să
ajunge la progres în angajamente între noi, care sunt, care aduc efecte pozitive pentru oameni, pentru că asta este cel mai important, că oamenii trebuie să simtă că se îmbunătățește situația, atunci cu siguranță și noi putem să dezvoltăm mai departe și mai mult și cooperare și susținere, inclusiv cu asistența care vine. Problematic ar fi dacă ar fi puse bariere pentru această cooperare și asistență. Noi luăm o pauză de publicitate. După ea vreau să revenim să discutăm despre lupta cu corupția și dosarele de rezonanță din Republica Moldova, pe care toți, în primul rând cetățenii Republicii Moldova, societatea civilă și partenerii de dezvoltare așteaptă o finalitate, de care o fi, dar o finalitate să fie pe ele, dar se pare că trebuie să avem multă răbdare. Asta după publicitate. Anul pandemic ne-a dat lumea peste cap. Ne-a furat din libertatea acțiunilor, dar nu și din libertatea gândirii. Am continuat să fim cu ochii pe funcționarii corupți, pe jocurile ascunse ale politicienilor. Am demascat acte ilegale și am relatat despre necazurile oamenilor de rând. V-am simțit sprijinul de fiecare dată. Acum vă îndemnăm să ne susțineți din nou. O puteți face oferind o mică parte din impozitul anual pe venit către TV8. Prin direcționarea banilor nu cheltuiți nimic. În schimb, noi, datorită celor 2%, câștigăm mai multă libertate. Tensiune, intensitate, demascare și cunoaștere. Puterea e plină de slăbiciuni, frici, dar și virtuții. Mariana Rațe le scoate pe toate din cutia neagră și provoacă la adevăr. În fiecare luni, la 20:00. Fiecare zi aduce noi evenimente pe scena politică, noi dezbateri, tot noi întrebări, iar vineri, în direct, vom avea și răspunsuri. Răspunsuri la mai multe întrebări, comentarii la evenimentele care contează. Întreabă Ghețu, într-o dimensiune nouă, de la ora 20, în fiecare vineri seara, doar la TV8. Lucruri ciudate astăzi se întâmplă în lume și în sori. Tună iarna și plouă, ninge vara pe flori. Lucruri ciudate de tot se întâmplă pe glob. Știrile pe care le scriu eu sunt despre oameni și pentru oameni. Despre viață, emoții. Să ne rugăm la oameni să respecte, pentru că noi nu rezistăm la așa flux mare de pacient. Orice lacrimă este un strigăt de disperare. Să pui accentul cu incluziunea pe persoane cu dizabilități. Sunt știri despre necazuri, despre eșecuri, despre succese. Majoritatea gardurilor au fost smulse din temelie. Când reportajele mele au un impact atât de semnificativ, atât pentru mine, cât și pentru oameni care îmi încredințează istoriile lor, mă simt împlinită. Știri cu Diana Popa, de luni până vineri, ora 17:00. В новом году, в новое время, отныне смотрите выпуск новостей на русском языке по будням в 22:00. Мы расскажем о самых ярких событиях дня. Не пропустите в прямом эфире на ТВ8. Новости с Юлией Будеч. С понедельника по пятницу в 22:00. Abundente au făcut prăpăd și înlocuit. Lucrătorii medicali au urcat în caiace. Astăzi masca este obligatorie în spațiu? General trebuie să se preocupe de judecători. Ce înseamnă asta? Veți achita. Trebuie să se preocupe de judecători. Care... Nu păstrați distanța. De ce m-am vrăscat și de ce nu m-a lăsat? Avem nevoie de declarații.
Sunt Mihaela Dicusar și vă invit în fiecare weekend la știri. Știri de weekend cu Mihaela Dicusar, de la 19:00, doar la TV8. Ежедневно по будням я и мои коллеги спешим к вам рассказать о самых значимых событиях уходящего дня, о проблемах и достижениях страны, отчаяниях и радостях граждан, о взлетах и падениях и, конечно же, истории успеха. Все это с понедельника по пятницу. Не пропустите в 22:00 в прямом эфире на ТВ8. Новости с Яной Степаненко с понедельника по пятницу в 22:00. Ну а у пенимен. Sunt săraci, flămânzi, măcinați de boli și suferințe. Am lucrat 40 de ani, profesor. Vroiam ca copiii să știe carte. Se sting de unii singuri în casele lor. Așteptarea e egală cu închisoarea, dar singurătatea e mai grea decât moartea. Fiind abandonați de autoritățile unui stat în prag de faliment, fără nimeni, care nu e în stare să-i ajute. Când îmi doresc sănătate și să pot să merg, să pot să văd. Iar în fața unei bătrânețe, chinuietor de dureroase, pandemia i-a îngenunchiat și i-a izolat și mai mult. Singurătatea asta e un pedeaf, cei mai mari pedeaf. Bătrânei noștri. O campanie marca TV8 cu Natalia Ghețu. Anul pandemic ne-a dat lumea peste cap. Ne-a furat din libertatea acțiunilor, dar nu și din libertatea gândirii. Am revenit în studio. Vă amintesc că invitatul din această parte a emisiunii este domnul Peter Mihalcu, șeful delegației UE. În cea de-a doua parte, cele de-a doua părți a emisiunii, vreau să discutăm despre lupta cu corupția. În ce măsură suntem noi sinceri când spunem că luptăm cu corupția și în ce măsură ne reușește să facem acest lucru. Am ascultat discursul președintei Republicii Moldova ținut în plenul APCE. El a fost un mesaj tranșant de luptă împotriva corupției. L-a auzit întreaga comunitate internațională, nu știu dacă i-a convins sau nu acel mesaj, dar din păcate acest mesaj nu a avut o susținere sau nu a fost replicat în Republica Moldova de alte instituții care, în mod normal, direct sau indirect, trebuie să se implice în lupta cu corupția. Procuratura, sistemul judecătoresc, guvernul, parlamentul, deci nu am auzit ca și aceste instituții, cel puțin declarativ, să spună că ele sunt deschise și vor să lupte cu corupția mare din Republica Moldova. Cum înțelegeți dumneavoastră această tăcere? În primul rând vreau să vă asigur că acest mesaj și programul doamnei președinte este susținut și din partea Uniunii Europene. Susținut în sens că... Pentru că acesta este program de reforme care va aduce schimbare pentru viața mai bună a cetățenilor Republicii Moldova. Și asta este și scopul nostru și parteneriatul nostru. Ați putut să auziți asta și din partea domnului președinte Michel când a vizitat. A fost acest mesaj și partea mesajelor care au fost anunțate și vineri, că reacția la dezvoltările aici și este partea constantă a atitudinii noastre, susținerea eforturilor pentru schimbare și inclusiv lupta împotriva corupției. Pentru că corupția este răul cel mare care aduce viața proastă pentru cetățeni în această țară, pentru că ei sunt deprivați de egalitate, justiție și de bani, nivel de trăi care ei își merită și care ei nu au pentru că el este furat de sistemul care captivează țara.
Dar fără ca să existe voință de reformă, de schimbare, de luptă cu corupția în sistemul judecătorie și în procuratură, poți să lupți cu acest flagel? Poți să faci reformă fără ca să existe dorință din interior? Ori noi am văzut aceste instituții de stat, ele nu s-au schimbat cu nimic din momentul în care statul s-a decapturat. Din 2019 încolo, noi n-am auzit să fie plecări masive nici din procuratură, nici din sistemul judecătoresc. Și atunci, cum să faci reforme? Deci asta arată cât de mult încă trebuie făcut ca aceste instituții chiar să fie independente, chiar să-și face treaba așa cum trebuie și să aduce justiție cetățenilor Republicii Moldova. Reforma justiției despre care se vorbește, ea trebuie să aduce și oameni care sunt cinstiți în sistemul judecătoresc, în sistemul procuraturii, că ei să servesc legii și prin asta să asigură că oamenii vor trăi într-o societate justă în care și economie poate să se dezvoltă, unde cei care au companii nu trebuie să le fie frică, să îi fie frică că ei vor pierde proprietate, afacere, că investitori care vin nu trebuie să îi frică că vor pierde chiar investiție sau afacere. Și unde oameni de rând vor fi siguri că cei care iau decizii la orice nivel nu vor fi tratați diferit în comparație cu ei. Totul asta aduce la inegalitate, tot asta aduce la starea de lucruri care nu servește oameni. Din păcate sau din fericire, noi înțelegem toate aceste efecte negative ale corupției. Întrebarea este că din interior ori nu există suficientă forță, ori tentativele, și noi asta am văzut în ultimii ani, tentativele puținii curajoși care încearcă să iasă în față, sunt dur pedepsiți de sistem, eliminați din sistem. Noi am văzut ce s-a întâmplat cu doamna Domnica Manole atunci când s-a ridicat împotriva sistemului la un moment dat. Am văzut și alți judecători care au încercat să meargă un pic, să vorbească împotriva sistemului, să vorbească despre lucrurile proaste care se întâmplă acolo. Fie au fost eliminați, fie sancționați foarte duși, reduși la tăcere. Mai putem spera că schimbarea se poate produce acolo din interior sau totuși din punctul dumneavoastră de vedere sau Uniunii Europene, într-o situație cu diagnostica în Republica Moldova, schimbarea poate veni din afară, adică printr-o evaluare externă a judecătorilor și procurorilor. Este adevărat că trebuie această schimbare să vină și dinăuntru. Sunt sigur că sunt sau au rămas încă oameni cinstiți în sistemul și judecătoresc și de procuratură. Dar sunt speriați. Dar trebuie să fie susținuți. Inclusiv și de către societate care trebuie să le susține să fie susținut și de către această reformă a justiției care trebuie să dea posibilitate ei să chiar să aibă locul potrivit în sistemul și să asigure că cei care au participat la capturarea sistemului judecătoresc, cei care au deci integritate dubioasă, că ei vor fi plecați din sistem, nu vor fi de către sistem sau din afară, cum pot să plece ei? Aceste măsuri trebuie să fie luate și de către instituții din Republica Moldova, dar trebuie ajutate și de către mecanisme precum că este evaluare externă, care este măsura mai ales în situații când sisteme sunt așa de atacate de către corupție, că acest tip de măsuri este justificat. Chiar este văzut care este situația dacă nu lucrează mecanisme obișnuite, pentru că deja
la nivel, să spunem, verificării integrității judecătorilor sau procurorilor, ceea ce privește verificarea, de exemplu, veniturilor și bunurilor care ei posedea, se poate să se identifice cazuri în care oameni pur și simplu nu corespund cerințelor și trebuie să pleacă de la sistem. Exact, dar la noi, pe lângă faptul că ANIU nu vede aceste lucruri, derapaje din declarații de avere pe care le văd jurnaliștii de investigație, dacă totuși se întâmplă că ANIU vede la vreun judecător niște probleme în declarațiile de avere, nu le vede CSM-ul, pentru că CSM-ul, în pofida imaginii proaste a unui judecător, în pofida investigațiilor, în pofida multor probe chiar concrete legate de reputația unui judecător, îl promovează în funcție de președinte din stat. De ce? Pentru că este cel mai profesionist dintre ei. Profesionalismul prevalează în sistemul judecătoresc în Republica Moldova integrității, reputației. Eu nu cred că profesionalismul poate să înseamnă în orice sens lipsă de integritate și lipsă de cinste, pentru că asta nu sunt profesioniști. Dar important este că societatea să nu tolerează aceste fenomene mai departe. Ce poate face societatea? Iată, se întâmplă. Noi vedem asta acum, mă rog, spuse pe pauză concursurile la CSM, dar până acum noi am văzut judecători compromiși, promovat. Ce poate face societatea? În orice clipă trebuie făcut tot ca aceste fenomene să fie oprite și eliminate. Și asta înseamnă transparența. Aceste cazuri trebuie să fie evidențiate. Aici rolul are și mass media, aici rolul are și societatea civilă și aici rolul au și forțe politice, că ei să arată că ei într-adevăr vor face totul pentru, pentru eliminarea acestor fenomene. Și dacă nu, atunci cetățen trebuie să ia atitudine, inclusiv când sunt momente de alegere, dar acest efort nu poate să fie oprit, mai ales dacă situația este foarte gravă. Da. Foarte gravă. Noi avem în Republica Moldova un dosar pe care îl consider o hârtie de turnesol a reformei justiției din Republica Moldova. Dosar ușor. Pe de o parte, la noi se vorbește despre dorință de reforme, despre faptul că se face ceva pentru reformă și pe de altă parte noi avem acest dosar cu peste 50 de amânări. 60 un dosar, probabil deja. Amânări, peste 50, nu știu dacă au ajuns la 60, peste 60 de ședințe numite la Curtea de Apel Cahol. Deci o groază de amânări, între timp s-au schimbat guverne, judecători, procurori, președinți, regimuri și dosarul ăsta, el își trăiește propria viață, el e paralel la tot ce se întâmplă în jur. Cum vedeți dumneavoastră și Uniunea Europeană? Ce se întâmplă pe acest caz? Și pentru noi asta este indicator dacă sistemul de justiție este sau nu funcțional. Și vedem că acest caz care a adus așa de mare daună Republicii Moldova, cetățenilor, a furat așa de mulți bani, că nu se rezolvă și noi insistăm că asta, acest caz să fie adus la finalitate și inclusiv și întreaga investigare furtului bancar și inclusiv și recuperarea banilor care mai poate să fie recuperați. Deci este într-un fel cazul legat de conștiință societății, în sens că arată dacă justiția funcționează sau nu. Și dacă e după acest exemplu, s-ar putea să spunem că nu funcționează. Concluzia este să fie făcută de către toți cetățeni. Ei văd acest lucru. Există un cuvânt, cred că este
băgiocorie, acest cuvint care, deci, înseamnă că pur și simplu nu se schimbă lucrurile și, nu, și, și încă nu au fost depuse eforturi serioase. Nici măcar n-a încercat nimeni să înțeleagă de ce trenea, să analizeze această situație. Nici CSM-ul, nici procuratura, măcar să înțelege de ce se întâmplă, în modul în care se întâmplă și cine influențează. De asta vă puteți da seama cine influențează ca lucrurile să nu se întâmple în acest dosar? Asta este exact întrebarea care trebuie pusă deci sistemului judiciar. Trebuie să există mecanisme care asigură că cazuri vor fi investigate și vor fi aduse la finalitate. Trebuie să lucrează mecanisme precum inspecție judiciară și alte înăuntru sistemul judiciar care, pe o parte, trebuie să fie independent, dar trebuie să fie și echitabil în fața societății. Tot mai des și la ședințele Consiliului Suprem de Securitate, și vedem și deja în investigații jurnalistice, în studiourile televiziunilor, se vorbește despre creșterea influenței financiare, în sistemul financiar al lui Veaceslav Platon. Am văzut încercările dumnealui de a recupera niște bunuri pe care le consideră că i-ar aparține. Aceste semnale și alarme care sunt trase de CSS, de Consiliul Suprem Securitate, mass media, reprezentanția societății civile, ele parcă nu sunt luate în serios sau nu vedem să aibă rezonanță și în procuratură. Nu înțelege greșit gravitatea situației societatea, CSS-ul, sau e alta problemă? De ce, pe de o parte, se vorbește mult despre influența acestei persoane, pe de altă parte, nu se face nimic? E un pericol sau nu e un pericol? Sunt multe întrebări. S-a văzut și există experiența cum au fost, cum au venit la putere forțe oligarhice și sunt întrebări clare ceea ce privește situația în sistemul bancar, ceea ce privește situația în sistemul de asigurare. Nu au fost rezolvate cazuri care deci, sunt legate de futul bancar, dar ar fi și mai grav să fie repetate. Să există încă o dată un sistem de relații care ar aduce la pierderea multor milioane de euro, exact pe baza deciziilor, inclusiv justiției, inclusiv deci funcționarii sau funcționarii greșite procuraturii, sau instituțiilor care trebuie să fie independente în, de exemplu, domeniul bancar sau domeniul de asigurare. Asta e un risc ipotetic sau deja sunt premize să putem bănui că poate fi real? Trecut s-a văzut că a devenit real și consecințele sunt simțite până astăzi și această experiență nu trebuie să fie repetată. Vreau să discutăm și despre asistența financiară oferită de Uniunea Europeană. Este clar, Republica Moldova se împrumută atât de mult astăzi pe intern pentru că nu are alte surse de existență și nu o poate face la infinit. Ea va avea nevoie de niște măști de oxigen, de o susținere financiară din afară, de la parteneri de dezvoltare. Experiența de până acum a Republicii Moldova spune foarte clar cine sunt partenerii de dezvoltare. Sunt Uniunea Europeană, Statele Unite, Federația Rusă niciodată n-a acordat susținere financiară Republicii Moldova ca stat. În ce condiții poate miza pe suport Republica Moldova din partea Uniunii Europene? Suport financiar consistent pe măsura necesităților pe care le are. Republica Moldova a avut și în anii precedenți șansa și posibilitatea de a
beneficiază de susținere și asistență din partea Uniunii Europene și această susținere este legată de îndeplinirea acestei agende comune care am agreat. Asta înseamnă schimbări care trebuie să aduce instituții mai bune. Asta înseamnă crearea condițiilor pentru afaceri și asta tot are un singur obiectiv și asta este de a crea pentru cetățeni Republicii Moldova un stat, o societate care, în care ei poate să trăi viața care este sigură, care este are perspectiva de prosperitate și unde ei și familiile lor poate să-și vadă viitorul. Asta vom continua să susținem. Problema este că să fie asta și dorit de către cei care în Republica Moldova iau decizii. Partenerii noștri și actori politici. Aici, din păcate, n-am văzut în trecut că ar fi cazul, că asta ar fi și obiectivul lor, cel puțin nu pe deplin și n-a fost posibil și Republica Moldova să beneficiază deci în plin de aceste resurse. Am arătat conștient un suport pe care îl puteam obține pentru cetățenii. Uniunea Europeană a oferit mai mult decât un miliard de euro în ultimele 10 ani în granturi, în susținerea proiectelor aici, ceea ce privește infrastructura, ceea ce privește granturi pentru companii, pentru acces la piața Uniunii Europene și cu acordul de liber schimb a deschis piața Uniunii Europene, care este cea mai mare piață, cea mai puternică piață în lume, dar și care asigură că acum aproape 70% de producție din Republica Moldova ajunge la această piață, la consumatori europeni. Pe o altă parte, asigurăm și susținere pentru atingerea standardelor celor mai înalte, că produse din Republica Moldova poate să fie exportate în orice piață din lume. Beneficii sunt multe. Întrebarea este, și un miliard noi, de un miliard și ceva am beneficiat. Dar cât am ratat pentru irresponsabilitate politică? Este adevărat că au fost nefolosite resurse importante. Deja în 2018 a trebuit să fie recalibrată asistența pentru ca standarde democratice, și vă aduceți aminte de alegeri anulate din Chișinău, nu au fost îndeplinite. Anul trecut... Scurtuți că suntem deja pe final. Vă rog să încheiați gândul. Anul trecut a fost pierdute 800 de milioane de lei, din care 400 de milioane a fost grant, care a fost bani nerembursabile și au fost ratate pentru că pur și simplu nu s-au făcut schimbări, deci reforme necesare, nu a fost adoptată legislație necesară. Asta este... Lecția este simplu. Trebuie să ne facem temele pentru acasă și să ne gândim într-adevăr la beneficiile cetățenilor Republicii Moldova. Cred că lucrurile se vor schimba atunci când cei care se află la putere se gândesc la oamenii care sunt acasă și care le-au dat mandat pentru a ajunge să conducă în Republica Moldova. Domnule ambasador, vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. Vin de ziua presei. Presa datorează mult susținerii Uniunii Europene și TV8-ul tot a obținut multe granturi și a reușit să reziste în timpurile grele care au fost datorită partenerilor de dezvoltare în mare parte în europeană. Vine și Ziua Europei, felicitări! Noi vom avea o zi specială la TV8 de Ziua Europei. Atât pentru astăzi, sper să mai veniți la noi. Le mulțumesc și telespectatorilor care ne-au privit. Rămâneți alături de TV8, urmează știri în limba rusă.